Amin și slăvit să fie Domnul. Psalmul 84, versetul 12, Doamne loșerilor, ferice de omul care se încrede în Tine. Și în pandemia care a fost, în pandemia care este și în pandemiile care vor urma. Iisus este cea mai puternică realitate. Toate trec, dar El rămâne. Nu numai într-o seară specială de sărbătoare, cum este seara aceasta, oricând, oriunde, în orice loc și în orice împrejurare de viață, să ne punem în totul, totului tot, încrederea în El, în bunătatea Lui, în înțelepciunea Lui, în îndurarea Lui și în dragostea Lui, cea fără de margini. Doamne, loșirilor ferice de omul care se încrede în Tine. Amin. Și acum să ne ridicăm și să citim cuvântul Domnului pentru seara aceasta, un cuvânt care îmi doresc mult să ajungă la fiecare inimă, și la inima copiilor, și la inima tinerilor, și la inima celor maturi deopotrivă. Cuvânt prin care vom încerca să răspundem la întrebarea foarte importantă pusă în această seară, în locul acesta, nu la voia întâmplării. Cum putem răspunde și noi în secolul 21 la bunătatea, la îndurarea și la dragostea lui Dumnezeu? Evanghelia după Marcu, în capitolul al doilea, citim prin îndurarea Domnului primele 5 versete. Unde cuvântul Domnului spune așa: după câteva zile, Iisus s-a întors în Capernaum. S-a auzit că este în casă și s-a adunat îndată așa de mulți încât nu putea să-i mai încapă locul dinaintea ușii. El le vestea cuvântul. Au venit la el niște oameni care au adus un slăbănoc purtat de 4 inși. Fiindcă nu puteau ajunge până la el din pricina norodului, au desfăcut acoperișul și după ce l-au spart, au pogorât pe acolo patul în care zăcea slăbănogul. Când le-a văzut Iisus credința, a zis slăbănogului: fiule, păcatele sunt iertate, amin. Să luăm loc și să ascultăm cu luare minte cuvântul Domnului. Cum putem răspunde și noi la bunătatea, la îndurarea și la dragostea lui Dumnezeu? Cei mai fericiți oameni sunt oamenii care ascultă cel mai mult de Dumnezeu. Cei mai nefericiți sunt oamenii care ascultă cel mai puțin de Dumnezeu. Și ni s-a spus din nou în această seară, și nu la voia întâmplării, să-i mulțumim lui Dumnezeu tot timpul și neapărat pentru toate lucrurile. Cum putem răspunde și noi la bunătatea, la îndurarea și la dragostea lui Dumnezeu? Cei mai împliniți, cei mai fericiți, cei mai mulțumiți și cei mai mulțumitori sunt oamenii care trăiesc pentru alții. Trăiesc pentru slava lui Dumnezeu și pentru binele sau binecuvântarea semenilor. Cei mai nefericiți, cei mai frustrați, cei mai nemulțumiți, nemulțumitori sunt oamenii care trăiesc mereu și mereu pentru ei și numai pentru ei. Spune în Filipeni, în capitolul al doilea, începând cu versetul 3, nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie, fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuși. Și auzi ce spune versetul următor? Fiecare să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora, să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El a trăit pentru slava lui Dumnezeu și pentru mântuirea noastră, pentru mântuirea lumii. Și cât a fost pe pământ și a pus toate darurile în slujba sau în folosul oamenilor. De aceea El este cel mai fericit între miliardele de oameni care au trăit pe pământul acesta. Spune că va vedea o sămânță de urmaș și sufletul lui se va înviora. Cei mai nefericiți, cei mai frustrați, cei mai neîmpliniți, nemulțumitori și nemulțumiți
Sunt oamenii care trăiesc mereu și mereu în chip meschin și egoist pentru ei și iarăși pentru ei. Firea pământească mai poate fi definită și ca o alianță nesfântă de trei lucruri: eu, mie și ale mele și iarăși eu, mie și ale mele. În pilda bogatului nemilosiv, în Evanghelia după Luca, în capitolul 12, începând cu versetul 12, cuvântul Domnului spune așa: unul din mulțime i-a zis lui Iisus: învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moșenirea noastră. Omule, i-a răspuns Iisus, cine m-a pus pe mine judecător și împărțitor peste voi? Apoi le-a zis: vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani. Și eu am întrebat: Doamne, dar există mai multe lăcomii de bani? Există mai multe lăcomii de bani. Sunt oameni care au bani și se gândesc zi și noapte la bani. Și n-ar fi nici mulțumit și nici mulțumitor niciodată. Și sunt alții care n-au bani și se gândesc zi și noapte tot la bani. Apoi le-a spus pilda aceasta: țarina unui om bogat rodise mult, și el se gândea în sine, ce voi face, fiindcă nu mai am unde să-mi strâng rodurile? Iată, a zis el, ce voi face. Îmi voi seca grânarele și voi zidi altele mai mari. Acolo voi pune toate rodurile și toate bunătățile mele și voi zice sufletului meu: suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis: nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul? Și toate aceste lucruri pe care ți le-ai pregătit, ale cui vor fi? Și se încheie pilda aceasta ca un avertisment și ca o atragere, luare aminte pentru noi, în secolul 21, cu încurcături de tot felul. Tot așa este și cu cel care se îmbogățește față de sine și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. În românește îi se spune minții cel mai bine între toate limbile pământului, minte, minte, minte. Deci eu spune Domnul Iisus, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liber și de mintea care minte. El se gândea în sine și zicea, ce voi face? Și în trei versete el spune de nouă ori, eu mie și ale mele, și eu mie și ale mele, și la eu mie și ale mele, un alt cuvânt mai potrivit decât nebunule, Dumnezeu nu găsește. Cei mai fericiți și cei mai împliniți, mulțumitori, recunoscători, sunt cei care trăiesc întâi de toate pentru alții. În rugăciunea Tatăl nostru nu este cuvântul eu, nici mie, nici ale mele, ci numai El. Și după aceea, prin îndurarea Domnului, noi toți. M-am bucurat foarte mult și de cuvântul care a fost vestit din nou în această seară prin preobitul frate de la Portland, fratele nostru, robul Domnului Apostolul Pavel, în închisoare fiind. Spune, nu vă îngrijorați de nimic. Și spune, orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni, cu cereri și neapărat cu mulțumiri. Asta e în versetul 6 și în versetul 11, din închisoare fiind. El care trăia pentru slava lui Dumnezeu și pentru mântuirea noastră, zice, m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă aflu. Pocăința este o știință înaltă. Pocăința este un exercițiu, un antrenament, este o deprindere. Să fim mulțumiți și să fim mulțumitori oricând, oriunde și în orice împrejurare de viață, căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură. Împărăția lui Dumnezeu este mai întâi neprihănire, mai apoi pace și bucurie din Duhul Sfânt și nu din împrejurările vieții. Am, mă bucur, n-am. S-a terminat și cu bucurie și cu credința și cu toate celelalte. Bine, bine vezi zice, dar ce legături este între cine ai spus până aici cu ceea ce s-a citit, e o legătură mare.
O să intitulăm cuvântul de predică Credința care poartă. Credința care îi poartă pe alții, pe cei care nu se pot purta pe ei înșiși din diferite motive la Iisus, la locul miracolului. O lucrare măreață, o lucrare extrem de importantă care vorbește după 2000 de ani pentru cei cu urechi de auzit și cu inimă de primit, mărturisită în cuvinte foarte simple și în cuvinte foarte puțin. Avem un om în suferință care nu putea ajunge la Iisus, la locul miracolului. Și avem patru oameni care au făcut ceva pentru el și viața lui s-a schimbat. Asta este credința cu care vrea Dumnezeu să ne umple inimile și viețile. Asta este credința în care își găsește toată plăcerea și în care îi aduce mulțumiri, nu doar de pe buze, ci îi aduce mulțumiri din inima noastră, cu inima noastră și cu viața noastră. Credința care se apleacă, credința care ridică și credința care îi duce pe cei care nu se pot duce pe ei înșiși, paralizați din diferite motive, la Iisus, la locul miracolului. Asta este inima Tatălui Ceresc, care prin inimile noastre vrea să ajungă la cei neputincioși. Și un lucru foarte important, oamenii aceștia n-au nume, dar ceea ce au făcut ei rămâne scris pentru totdeauna. Și mă gândesc, prin durarea Domnului, de a ajunge și eu cu bine în cer, am să rog un înger să mă ducă la casa lor și să le dau o sărutare și frățească și românească și să le mulțumesc din toată inima pentru pilda curăției și pentru pilda frumuseții credincioșiei lor. Și iarăși zic, nota bene, n-au alergat ei mai întâi să primească binecuvântarea lui Iisus, ci l-au luat cu ei pe prietenul lor. Asta este credința creștină care poate fi binecuvântare pentru oameni. Și asta este credința care produce mari satisfacții și mulțumiri în inima noastră și produce mari mulțumiri, plăceri și bucurii în inima celui preanalt. Și m-am gândit mereu și mereu, citind iarăși și iarăși partea aceasta foarte importantă de Scriptură, sunt 12 versete, ce credință practică. Dacă a trebuit să-l poarte patru inși, probabil că era voinic. Și au venit cu el până la casa unde era Iisus, care le vestea cuvântul. Numai cuvântul Evangheliei poate vindeca sufletul de uscăciune. Și din pricina norodului care umplea locul dinaintea ușii, n-au putut ajunge cu paraliticul, cu slăbănogul până la Iisus. Și ei puteau să se resemneze, puteau să sună, noi am avut un gând foarte frumos și am făcut tot ce s-a putut face, de aici mai departe nu mai putem face nimic. Dar ei era, să zic, ca niște nebuni din cale afară de frumoși, n-au renunțat. Au avut și o dorință vie și o voință pe măsură că prietenul lor, paraliticul, să ajungă neapărat la Iisus, să ajungă neapărat la locul miracolului. Și o să vedem, eu mi-ajunge în cer prin harul Domnului, toată lucrarea în amănunt, desfășurată înaintea noastră, cum îi zice, privind ca un film, un ecran dintre acesta tridimensional. Cum s-au fi sfătuit ei și cum au ajuns ei la această năstrușnică, la această teribilă idee să-l iei și să-l urci pe acoperiș. În Orient acoperișurile sunt plate,
Și pe acoperișurile caselor din Orient se pot desfășura anumite activități sau se depozitează anumite lucruri. Despre Apostolul Petru ni se spune că s-a suit pe acoperiș, spre exemplu, ca să se roage. Și acum să te urci cu un paralitic pe un pat, un fel de targă, nu este lucru simplu și nu este lucru ușor. Poate el însuși va fi protestat și va fi spus: măi, oameni buni, gândiți-vă bine, dacă mă scăpați de aici, din targa asta, din patul ăsta, poate pățesc ceva mai grozav decât răul, suferința, neputința pe care o am acum. Și ce-o fi zis proprietarul casei? Și atunci proprietatea era protejată de lege. Puteai să ajungi la închisoare dacă aduceai atingere proprietății cuiva și așa mai departe. Și spune că l-au luat, l-au suit pe acoperiș. Mai întâi au desfăcut acoperișul și după aceea au spart acoperișul. Dar ce-o fi zis ucenicii care erau împrejurul Domnului și ce-o fi zis ceilalți care umpleau și casa și locul dinaintea ușii? Ce credință practică și ce credință minunată, răsplătită în chip minunat. Iisus este atras de oameni care nu cedează, care nu renunță. Iisus este atras de oameni care nu se lasă și nu se lasă și nu se lasă până nu-și văd credința răsplătită. Despre fratele nostru Bartimeu și de el îmi este foarte dor. Era la marginea drumului, cerșetor în sarea cea mai de jos și fără de speranță. Și a auzit că trece Iisus care aprinde speranța în oameni și a început să strige: Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine. Mulți îl cercetau să tacă, dar el mai tare striga. Și Iisus este atras de oameni care nu renunță, care nu cedează. Nu doar în seara asta să ne prefacem că aducem nu știu ce mulțumire înaintea Domnului și în rest să trăim după cum ne taie capul, unde spune jertfă de mulțumire, asta înseamnă să-i mulțumești din toată inima Domnului că nu-ți vine sau nu-ți arde îi mulțumire. Când spune o jertfă de laudă, să lauzi și să-i binecuvântezi din toată inima numele, nu când toate merg bine. Cum erau frații în închisoare, picioarele în butuci și la miezul nopții, nu cu televiziune, nu cu internetul, nu cu Facebook-ul și alte grozăvii, spune că pe la miezul nopții mai întâi se rugau și cântau nu cântări de jale, ci cântări de laudă. Asta înseamnă jertfă mulțumirii și asta înseamnă și o jertfă de laudă. Este foarte ușor să ne gândim numai la noi, dar o inimă egoistă va muri. Credința fără fapte moare. Și Dumnezeu este în seara aceasta, în locul acesta, ca să ne vindece inimile și de mischinărie și de egoism și de nemulțumire și de cârtire și de toate celelalte. Îmi stă pe inimă neapărat să vă spun, mai multe luni în urmă, prin durarea Domnului în România, mai multe adunări în zona Ticuciului, de acolo mai multe adunări în zona Galațiului, hai la București mai multe adunări și de acum la Brașov. Și a doua zi mă pregăteam să plec mai departe și la Cluj, și la Satu Mare, și la Baia Mare, și la Zalău, și în alte localități de prin prejur. Și mă plângeam în inima mea, nu cu glasare. Și ziceam, of, 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 iarăși bagaje și iarăși sute de kilometri într-o parte, sute de kilometri în altă parte, of, 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 și iarăși of, of, of. Și dimineața la ora 5, Duhul Domnului mă trezește și îmi spune: dacă ai să mai plângi mult, n-am să te mai însoțesc nici în călătorii și nici în lucrările care stau înainte. Și sunt foarte curios să văd cum ai să te întorci și din călătorii și din lucrări, plin de pace, plin de bucurie, de mulțumire, de putere și binecuvântat. Și m-am dat repede jos din pat, m-am așezat pe genunchi și m-am pocăit înaintea Domnului: Doamne, iartă-mă! Și iarăși iartă-mă și iarăși iartă-mă. Cine se plânge, cine bombăne și cine cârtește mereu și mereu slujește mamonei și nu lui Dumnezeu. Și Dumnezeu este în seara aceasta, în locul acesta,
și vrea să ne vindece inimile de orice lucru care nu este după voia Lui și care ne împiedică să-L lăudăm și să-I binecuvântăm numele tot timpul și pentru toate lucrurile. El ne iubește și vrea să ne îmbrățișeze și vrea să ne reabiliteze și mai apoi să ne prelucreze, să ne aducă într-o stare după sfântă voia Lui ca să fim în mâna Lui instrumente prin care să curgă binecuvântarea Lui Dumnezeu înspre semenii noștri. Și lucru foarte interesant, zice, când le-a văzut Iisus credința, noi nu vedem cum este credința noastră, dar Iisus o vede. Și credința care se vede și care vine de la Dumnezeu se exprimă foarte clar. Este credința care se apleacă, care ridică și este credința care netezește drumul la Iisus. Este credința care dă la o parte toate piedicile și este credința care duce pe cei neputincioși la Iisus, la locul miracolului. Este credința care îi schimbă pe alții și este credința care ne schimbă pe noi. Și devenim mai mulțumitori, mai recunoscători, mai încrezători în Domnul și mai doritori să trăim neapărat pentru slava Lui și pentru binele semenilor noștri. Dacă vrei să arăți bine și dacă vrei să ai mușchi frumoși, nu-ți mai trebuie nici operații estetice, nici sală de gimnastică toată ziua, bună ziua. Când te apleci și ridici pe cel căzut, faci mușchi. Și când ajuți pe unul să urce muntele, urci împreună cu el. Cine dă lui și dă și cine face lui își face. Și când ajungi împreună cu el pe vârful muntelui, te bucuri împreună cu el de locul acela liniștit, un aer foarte bun, și te bucuri împreună cu el privind la priveliștile minunate pe care le aduce Dumnezeu înaintea ochilor și înaintea inimii. La sărbătoarea aceasta a mulțumirii este din cale afară de important, ca să nu le fie sărbătoarea zadarnică cum le-au fost poate atâtea de-a lungul anilor, să știm că viața noastră nu este numai pentru noi, viața noastră este pentru alții. Și când noi la chemarea Domnului spunem, da, vreau, El, Dumnezeu, își începe în inima noastră, în chip minunat, lucrarea și pune din ce este El, din ce are El și din ce reprezintă El în inimile noastre. Ca prin inimile noastre să ajungă la cei bolnavi, la cei descurajați, la cei fără de adăpost, zdrobiți și câte și mai câte. Și când noi spunem, da, vreau, și El pune în noi credința aceasta minunată dată odată pentru totdeauna Sfinților, El ne dă și idei peste idei. Credința care vine de la El este creativă și ne dă și idei cum să rezolvăm orice problemă, orice piedică. Și cum să-i aducem pe oameni în prezența lui Dumnezeu și de aici mai departe, cum să fie sau să ajungă oamenii, odată ajunși în prezența lui Dumnezeu, în starea cea mai binecuvântată, mulțumitoare, recunoscătoare, plină de laudă și plină de binecuvântare. Este că Dumnezeu vrea să le dea o inimă de carne, o inimă cu care să putem ajuta, mângâia, încuraja, ridica, cu care să putem iubi și cu care să putem ajuta. Și dacă este cineva în seara aceasta, în locul acesta, din cale afară de descurajat, dacă este cineva care spune, eu nu mai pot crede că se mai poate face ceva bun pentru mine, e foarte bine și în locul cel mai bun, credem noi și pentru tine, te luăm și te ducem să-L întâlnești pe Iisus și când ai să-L întâlnești, El o să te întrebe simplu,
ce vrei să fac pentru tine? Cei mai fericiți, cei mai mulțumiți și cei mai mulțumitori oameni sunt oamenii care trăiesc pentru slava lui Dumnezeu și pentru mântuirea celorlalți. M-am gândit de multe ori la fetița aceasta din 2 Împărați, capitolul al 5-lea. Nici numele ei nu-l știm și nici vârsta, dar știm că ea și împreună cu ea părinții ei au un loc de mare cinste în cer, lângă tronul de slavă al Domnului Iisus. Sirienii ieșiseră încete la o luptă și acum sunt sirieni peste tot. Și aici era, să zic, în sărmană America și în România și în toată lumea. Și au adus o fetiță din Israel care era roabă în casa lui Naaman. Era roaba nevestei lui Naaman. Și poate și-a văzut familia măcelărită înaintea ochilor. Când ieșeau sirienii la o luptă, făceau prăpăt, făceau părjol, făceau măcel. Și a aflat despre Naaman, săpânul ei și mai marele peste oșile împăratului Siriei, că este bolnav de lepră, bolnav de boală incurabil. Și pentru că el nu se putea aduce pe el însuși la locul miracolului, a rostit cuvintele de aur, cuvinte care nu puteau să vină decât din cer, din inima lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt. O, dacă Domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul acela l-ar tămădui de lepra lui. Și fetița aceasta, prin ceea ce a spus, a pus în mișcare trei împărății, împărăția siriană, împărăția lui Israel și împărăția lui Dumnezeu. Și s-a făcut o evangelizare, cum ai zice, mondială. Și noi trebuie să ne pregătim pentru astfel de vremuri și indiferent în ce case vor ajunge copiii noștri, case mai teribile decât casa lui Naaman, copiii noștri să aibă credința aceasta minunată în inimă, credința care îi poartă pe alții și care îi duce pe alții la Iisus, la locul miracolului. Știu de un pastor și un predicator renumit în Suedia, povestește și el cum elev de liceu fiind, intrase într-un anturaj simpatic cu alți colegi, cu băutură, cu droguri, cu discotecă, cu desfrâu și toate celelalte. Și zice, aveam în clasă o colegă pocăită și ea se deosebea de toți ceilalți. Și cum se îmbrăca, și cum se coafa, și cum se pregătea pentru lecții, cum vorbea cu profesorii și toate celelalte. Și de câte ori m-auzea vorbind urât, îmi spunea, Uve, tu ai nevoie de Iisus. Vai, 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 ce-o mai uram și pe ea, și pocăința ei și pe pocăiții ei. Și de câte ori vorbeam urât sau mă purteam urât, iarăși îmi spunea, Uve, tu ai nevoie de Iisus. Și în vremea studenției, așa a potrivit Dumnezeu lucrurile și Uve și-a dat inima Domnului. Și acum, plângând pe genunchi, mărturisește el, a mulțumit din toată inima Domnului că a așezat cu mine în aceeași clasă pe o fată pocăită care nu s-a rușinat cu Dumnezeul și cu Mântuitorul ei. Și când eram eu în starea cea mai de jos, când eram în starea cea mai depravată, ea având în inimă credința aceasta care îi poartă pe alții, mă ducea mereu și mereu la Iisus, la locul miracolului. Mă gândesc în inima mea ce mare binecuvântare va fi fost de mulțumire, de laudă, de încurajare în inimile acestor patru, care vor fi alegate de aici mai departe ca la maraton, nu? După alți paralitici, alți paralitici, alți paralitici. Sunt oameni paralizați de frică, sunt paralizați de traumele trecutului, de eșecuri, de îndoieli, de necredință, partim de un fel sau de un altul, câte și mai câte. Și în Biblie spune
chiar dacă vreunul dintre voi ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, nu vorbim de ăștia firești, de ăștia lumești, că e plin adunarea și cu astfel de oameni, zice să-l ridicați și neapărat, nu oricum, ci cu Duhul blândeții. Și de aici mai departe, toți deopotrivă să cerem din mâna Domnului, Doamne, să torni în inima noastră ce este în inima Ta. Și cum în inima Ta sunt toți locuitorii acestei lumi, că spune că Dumnezeu voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Așa să fie și inima noastră, o inimă care îi poartă pe alții, și așa să fie o viață de mulțumire, de recunoștință, de laudă și de binecuvântare. O viață care se merită cu adevărat numele de viață. Și anume să trăim o viață pentru slava lui Dumnezeu și pentru binele veșnic și neapărat și pentru binele vremelnic al semenilor noștri. Amin.